Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale. În episodul de azi vom continua cu meciurile din Mega Touchdown Challenge. Vedem că am reușit 7 victorii din 9 și vom continua seria de victorii până vom obține toate reward-urile. Așa că haideți să-i dăm drumul cu primul meci. O să vedeți imediat ce deck mi-am construit. Am pus toate cărțile vitezomane din deck. Okay. Și am încercat să pușuiesc foarte rapid cărți. Meciurile au devenit din ce în ce mai grele, deci nu vă imaginați că a fost ușor să obțin cele 7 victorii. Dar încercăm să rezistăm și să obținem toate punctele necesare astfel încât să ne luăm reward-urile. Sau aici un Zep. Ok, și se duce prințul. Da, a pus acolo Kenan cartul acela. Avem și Mother Witch-ul, o carte foarte utilă. Uităm Dark Prince-ul pe partea dreaptă. Hai să punem Mother Witch-ul aici. Ok. Bun. Spunem Inferno Tower-ul pentru... Da, și obținem primul punct. Primul punct din match. Bun. Odată obținut, eu am încercat, dar depinde de momentul, de secunda la care e match-ul. Pentru că nu poți chiar să tragi de timp de la minutul 1 jumate. Încercăm din nou un push rapid. Pune și prințesa pe centru. Și avem avem noroc. Avem noroc, renunță la meci. Și suntem din ce în ce mai aproape de victorie. Să vedem, trimite meliții. Probabil nu va mai pune nimic. Să dau totuși un giant nou aici la derută. Bun, obținem victoria. Avem 8 victorii din 8 posibile. Și continuăm cu ultimul meci. Ne luăm Barbarian Barrel-ul. Bine, se transformă în 5.000 de gold. Și ultimul reward, 10.000 de gold. 10.000 de gold ar fi foarte, foarte util. Și mă aștept să fie un meci greu. Aștept să fie un meci greu. Haideți să vedem. Să punem aici Mother Witch-ul. Bine dacă da, nu reușește să transforme în orice acei da, și va fi greu. Va fi foarte, foarte greu. Sperăm că are... Aș fi vrut Skeletons acolo. Da, și pierdem primul meci. Pierdem primul punct din acest duel. Și haideți să vedem. Mă așteptam să fie un meci greu. Nu sunt sigur cum funcționează algoritmul dacă... joci doar cu player care sunt la ultimul pas sau pur și simplu îți dă în funcție de numărul de victorii sau I don't know. Scăpăm de giant acolo, va fi greu. Oh, cred că a greșit-o cu acel inferno. Da, giant snowball! Un pic am în spate. Oh, și are mirror. Bun. Dar putem folosi Mother Witch-ul aici. Să vedem. Trimitem și un Ice Golem. Un Ice Wizard. Și ar trebui să treacă
da, obținem și noi primul punct, avem egalitate și acum e meciul de care pe care. Nu cred că mai e timp de două meciuri, deci cine câștigă acum va câștiga duelul. Haideți să vedem. Dăm din nou un push puternic cu... Punem și prințesa aici. Punem Tesla. Ok. Ok. Trimitem prințul pe stânga. Și să vedem cum se descurcă. Să dau aici un Giant Snowball. Excelent. Păcat că nu reușim să trecem cu... Nu. Oh, nasol și luăm bătaie. Luăm bătaie din păcate. Prima înfrângere din acest challenge, la ultimul pas, dar vom juca în continuare și sperăm că vom obține meciul câștigător. Haideți să vedem. Începem din nou cu un push puternic pe ambele părți. Punem prințesa aici. Are un Magic Archer acolo și reușește prințul să treacă. O, puțin noroc. Bun. Ok, nici nu știu cum se pune aici scheleton. Perfect. Ok, ar trebui să scăpăm de acel balon. Nu va fi ușor. Wow. Chiar nu mă așteptam la această mutare. Mother Witch-ul. E prințesa acolo, să trimitem și Elite Barbarii pe partea dreaptă. Ar trebui să atragă. Nu? Atrag Inferno. Ok, Snowball și reușim să obținem a treia victorie. Da, obținem deja de a treia victorie. Nu eram sigur dacă e a doua sau a treia. Și în acest moment avem toate reward-urile colectate. Ne luăm bifa pe Mega Touchdown Challenge. Și da, a fost... Nu mai pot să vă arăt deck-ul. Din păcate. Bun, da, a fost un challenge interesant, mă bucur că am reușit să-l câștig și haideți să continuăm cu meciurile din arenă. Vedem că a început Gold Rush-ul, în care putem să câștigăm până la 12.500 de gold și haideți să dăm un cu primul meci. Să începem cu Mini P.E.K.K.A. din spate. În ultimele meciuri din arena am pierdut și am scăzut un pic în trofee, din păcate, dar trebuie să ne revenim și să ajungem în Master 1 sau chiar mai sus. Ok. Am început slăbuț de meci. Trimitem arcașele aici. Și voi trimite și houl pe partea dreaptă. Din păcate are tornado și ne trage pe turnul din mijloc. Nu e chiar atât de rău. Aici vom da un Eros. Perfect. Da, rămâne acea clon, dar nu înțeleg de ce
ce nu dispare imediat, ca și restul cărților. Ok, suntem într-un mare dezavantaj. Șanse mici să ne revenim în acest match. Dar desigur vom juca până la capăt. Începem din nou cu arcașele din spate. Să le pun chiar pe partea stângă. Hai să dăm un push pe dreapta. Pune mini pe cau să se ocupe de acel giant skeleton. Da, din păcate are acel acel tornado. Eu încerc să mut jocul pe dreapta, dar bineînțeles că lui nu-i convine acest lucru și pușuiește pe stânga, unde suntem loviți destul de rău. Am aici un pack-up. Aș da un freeze. Da, nu reușim mare prânză. Meciul este compromis, așa că nu știu, nici nu mai are rost să mai încercăm. Deja s-a scurs timpul. Da, și partea tristă e că nu reușim să dobărâm nici măcar un turn, pentru că ne-am fi luat acel bonus gold și n-ar fi fost atât de amară înfrângerea, dar nu-i nimic. Hai să dăm un nou match, ca să putem încheia acest episod cu o victorie. Și să vedem. Începem cu minifeca din spate. Trimitem și fogul și vom da un freeze pe turn și trupa pusă de el. Hai să vedem. Scăpăm acolo de giant. Dacă am reușit și un hit pe excelent. Bun, perfect. Perfect, avem șansă în acest match. Scăpăm fără damage pe turn și reușim să dăm 1600. Aproape 1600 de hit points damage. Da, începem din nou cu... Hai să vedem. Ok, trebuie să dăm racheta aici. Bun, până va archira. Aș fi putut să pun chiar în centrul lor, dar e ok. Și așa. Da, cred că a câștigat 2 puncte de elixir sau chiar mai mult în schema asta cu balon și skeleton army. Punem Tesla, dar nu vreau să iau damage pe ea, așa că punem arcașele în față. Bun. Da, un match strâns. Începem din nou, haideți să punem un mini P.E.K.K.A. aș vrea din spate. Probabil va pune skelet în armiu, așa că vom pușui Valkyria în față. Ok, pornește cu... Excelent. Și dacă ar pune și skeletonii, dar e perfect așa. E perfect așa, trebuie doar să rezistăm cele 40 de minute rămase. Și victoria este ca și a noastră. Ok, trimitem și hog-ul aici. Să dăm rachetă pe balon. Da, și eram foarte aproape de a obține victoria fără să luăm damage pe turnuri. Dar ce mai contează? Important sunt trofeele pe care le obținem din acest match.
5 secunde. Da, și reușim să obținem victoria în arenă. Bun. 550 de gold ar trebui să primim. Ok. Bun. Hai să mai aruncăm o privire prin inventoriuri. Avem, ok, avem 9 cheițe, ceea ce înseamnă că putem să deblocăm reward-urile care le-am, pe care le-am ținut blocate din cauza acestei cheițe pe care nu vreau să o pierd. Și hai să vedem, avem 3 gemuri, un wallbreakers, perfect, și rest comune și, și rare. Avem cheița, avem 1000 ceva de gold, 3 gemuri, un skeleton army, bun, mai departe, 2 gemuri, fără epică, din păcate. Următorul, avem 3 gemuri și un X-Bow, perfect. Următorul, 2 gemuri, din nou fără epică. Și, ok, aici avem cărți, common carduri. 3 gemuri, barbari, X-Bow, Mega Minion, ok, e bine, sure. Hai să vedem, 2 gemuri, Furnas, bun, 4 gemuri și un Witch, am avut acolo un Witch, și ultimul reward, în care găsim 2 gemuri și, din păcate, nicio epică. Bun, da, uităm din nou aici, 21 de comune, o... Nu, 21 de epice și o legendară. Nu prea ne ajută. Am strâns 200.000 de gold, dar nu suficient încât să putem maxa o nouă carte. Vedem că mai avem nevoie de 3 legendare și aproape 80, 78, 77 de epice pentru a putea crește PK-ul. Deci da, ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!